ziua, sunt Natalia și astăzi vorbim despre accesoriile pe care de regulă le trecem cu vedere atunci când ne facem planul de amenajare a ferestrelor. Este vorba de galerii și șine pentru perdele și draperii, care sunt elemente destul de importante în decorul locuinței. Compania Supraten și partenerul Belorus Delfa te ajută să faci o alegere corectă. Așadar, galeriile clasice rotunde cu prindere pe perete le găsim cu o bară sau două. La necesitate se poate adăuga și a treia șină. De obicei, galeriile sunt completate cu inele și cârlige de prindere. Capetele însă le alegeți din multitudinea de forme decorative disponibile, fie din sticlă sau fier forjat. Dacă alegeți draperiile cu louvers, atunci le fixați direct pe bară. Diametrul țevilor variază de la 16 până la 28 de mm. Atenție! Cu cât diametrul este mai mare, cu atât galeria este mai rezistentă și puteți agăța draperii din textile grele. Lungimea la fel variază de la 160 până la 300 de centimetri. Dacă aveți nevoie de o lungime mai mare, la necesitate galeriile se pot uni între ele cu un element de fixare. Materialul din care sunt confecționate galeriile Delfa sunt de regulă metal și PVC. Galeriile din PVC reprezintă o alternativă practică și mai puțin costisitoare. Barele sunt din metal, acoperite cu o folie protectoare din PVC, pe care le găsiți în diferite nuanțe și facturi. De regulă, ele se folosesc pentru draperii din textile ușoare. Cele metalice sunt rezistente la defecțiuni mecanice, posedă o durabilitate mult mai mare, dar și redă o eleganță deosebită interiorului prin culoarea argintie, aurie, albă sau cromat. Șina de tavan reprezintă poate cea mai simplă metodă de montare a perdelilor și draperiilor. Se montează direct pe tavan și se poate ascunde cu o baghetă decorativă de culoare asortată. Le puteți găsi cu una, două sau trei canale. Elementele de fixare, glisoarele speciale poziționate pe șină, deja sunt incluse în set. Înălțimea baghetei decorative variază de la 2 până la 7,5 cm, iar lungimea de la 200 până la 500 de cm. La solicitarea clientului, șinele pot fi completate cu elemente de cotire. Avantajul șinilor este că acestea pot forma trasee curbate, ce au un puternic impact vizual în interiorul camerei. Șinele Delfa sunt confecționate din aluminiu și PVC. Deci, pentru draperii din textile grele, uită de cele din plastic și alege șinele din aluminiu. Dorești să ai o casă impecabilă? Atunci nu neglija decorarea ferestrelor cu jaluzele sau rolete. Iar despre asta vorbim în video următor. Șină sau galerie? Decizia îți aparține în totalitate, iar Supraten îți oferă soluții optime la cele mai bune prețuri.